Oficialii grupării ploieștene au luat decizia că la meciul ce va avea loc sâmbătă, începând cu ora 19 și 30 de minute, accesul suporterilor să se facă în condiții speciale. Măsura vine după ce conducerea a primit informații potrivit cărora un grup de suporteri ai echipei de fotbal Steaua ar urma să facă deplasarea la ploiești pe cont propriu. Astfel, accesul în sala Olimpia se va face cu o oră înainte de începerea meciului pe baza buletinului de Prahova. Doar în momentul prezentării și după controlul corporal, spectatorii vor primi invitații cu valoare zi zero și fără loc marcat. Se vor emite peste 2000 de etichete, ținându-se cont de numărul de locuri pe care legea îl impune să fie blocat pentru situații de urgență. Având semnale clare cum că, din cauza rivalității dintre suporterii echipelor de fotbal, petrolul și steaua ar putea izbucni conflicte violente și, având în vedere antecedentele galeriei steliste care a produs daune și panică în sălile de sport din țară, CSU Asesoft a decis să își protejeze fanii de orice act de huliganism în incinta arenei și totodată să ofere siguranță desfășurării partidei, se arată în comunicatul emis de conducerea asesoft -ului.